Timișenii nu se înghesuie pe ansamblu să voteze la alegerile locale, deși în unele locuri s-a stat la coadă. La Timișoara, până la ora 16, prezența la vot a fost de 24,91%, la Lugoj 25,07%, la Făget 36,22%, la Jimbolia, 24,04%, la Sănicolau Mare 26,69%, la Gătaia 25,95%, la Deta 22,12%. La alegerile locale de astăzi, în județul Timiș, sunt așteptați la urne peste 630.000 de alegători, înscriși pe listele permanente, pentru care s-au organizat 616 secții de votare, din care 207 sunt în municipiul Timișoara.